Bună, prieteni! Sunt Răzvan Mihuța din Clubul de Pescuit Sportiv West Minning Brigade. Astăzi am pescuit la Biban și vreau să vă arăt noile cârlige de la VMC din seria Mystic Predator. Cârlige speciale pentru drop shot. Acestea sunt. Practic este un cârlig de drop shot montat pe un vârtej. E foarte simplu de realizat o montură de drop shot cu acest cârlig. Nu știu dacă se vede aici. Practic se leagă firul principal de unul dintre ocheți și un alt fir de ochetul de dedesubt de care legăm un plumb. În cazul ăsta am folosit un plumb tip țigară cu vârtej pe care l-am ajustat în funcție de adâncimea la care am pescuit. Și a fost o montură cu care am prins astăzi destul de mulți bibani, din păcate nu așa de mari, că n-au fost foarte activi, însă m-am distrat. Deci, pe acest cârlig am folosit noile Hypnograb de 2 inci de la Storm, în mai multe culori, am prins practic în cam toate culorile pe care le-am avut. În continuare o să vedeți câteva din capturile de astăzi.
încheiere, vreau să vă zic câteva cuvinte despre cum evoluează această montură. Deci, în apă ea stă cam așa, cam așa aterizează pe fund. Și guma vine cam în poziția aceasta. Bun. În principiu evoluez în formă de dinți de fierăstrău, asemenea unui jig. Diferența este că guma nu ajunge să se îngroape în mâl, ci stă în permanență deasupra fundului apei. Deci, practic, ea evoluează cam la distanța asta deasupra fundului apei. Bineînțeles, o trag, urcă în sus, coboară, stă cam la distanța asta. Când am atacuri, spre deosebire de un jig, pot să o țin, să o evoluez la această adâncime și să-i o joc la nas. Un jig ar cădea imediat pe fundul apei și e mai greu de luat de către un pește suspicios. Însă, un pește mai puțin activ, dacă i-o joci în față, pe la înălțimea asta, o ia perfect. De pe fund, pac! Și prinde!